Speranța! Nu e nimeni pe aici? Parcă te cunosc de undeva. Se poate. Și dacă acum 6 luni la Salonica ai avut un ochi vânăt, mi se pare că eu te-am altoit. Dar te știam pe Penelopa. Eu te știam pe Neptun și acum te văd numai pe o barcă. Capitanul e aici? Ești, vine îndată, dar ce-ai cu el? I-am adus barca. Ai primit-o de zestre? Mai aveți că pot să te altoiesc și eu, auzi? Ușor, palicarule. Pe care ești îmbarcat acum? Pe Orion. Uite, vaporul de dincolo. Aha. Născută dintr-un pescador botezat Jirlău, Goeleta Speranța a cunoscut din plin celebritatea. S-a remarcat în serialul Toate pânzele sus în perioada în care și flota românească se afla în perioada ei de glorie. Odată cu dispariția flotei, ca un făcut și Speranța a trecut în umbră. Din fericire pentru localnici, dar și pentru turiști, în portul Mangalia se află o replică a Speranței, Corabia Marea. Puțin știu însă ce poveste ascunde. Bătrâna embarcațiune mare a fost construită în 1954 în turnul Severin și a fost pescador. La câțiva ani a ajuns însă la Fier Vechi, de unde a fost salvată de un grec venit în România. Acesta s-a dedicat trup și suflet ani de zile pentru a o salva și a-i reda strălucirea. A folosit prima dată pe vase pescador și este șora de Speranță. Toate pinzele sus. Asta și ideea face reconstrucție de la nava asta la un goelet. A durat aproape 4 ani și ajunge la poziția asta. Corabia Mare a devenit emblematică nu doar pentru portul Mangalia, ci și pentru litoralul românesc. Speranța a fost făcută tot dintr-un pescador. Constructorul de la vremea respectivă a făcut niște modificări pe care, ca să o transforme într-o goeletă. Și dacă este filmată de la distanță, o să vedeți că asemănarea este izbitoare. Cam aceleași caracteristici sunt. Deci, în total, sunt 270 de metri pătrați de pânze. Odată desfășurate toate pânzele, dacă o vedeți pe mare, noi avem filmări cu ea. Arată identica și Speranța. Și la Speranța nu a fost bufatorie, a fost făcută complet. Cum este asta? Realizată în același loc și stil precum goeleta Speranța, pe care au urcat nume mari ale cinematografiei românești, Corabia Marea are un potențial imens pentru a deveni scena unei producții cinematografice. Ea ar putea fi folosită pentru o producție. Problema este că trebuie un scenariu, ca lumea trebuie... Sunt costuri foarte mari, pe care noi nu le permitem. La momentul ăsta. Nava a fost salvată de la un centru de fier vechi. La fel ca și în cazul Corabiei Speranța, Marea a reușit să renască și ar putea purta aceeași poreclă, Fantoma.